Un incendiu a avut loc în seara zilei de ieri, 15 mai, în incinta unui depozit de materiale de construcții din localitatea Vața de Jos. A fost nevoie de intervenția pompierilor secției Brad în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Vața de Jos, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara. La sosirea echipajelor operative la locul evenimentului, un motostivuitor era cuprins de flăcări cu posibilitatea de propagare la materiale de construcție amplasate în imediata apropiere, cât și la magazinul de prezentare. Focul a fost localizat și lichidat cu promptitudine și nicio persoană nu a fost rănită. Conform pompierilor, cauza probabilă de producerea incendiului a fost stabilită ca fiind un scurt circuit la instalația electrică a utilajului.